Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu, numele meu este Mariu și astăzi vreau să vă prezint o aplicație care am văzut că ne plătește și de la 0,25 de cenți la 25 de cenți. Aplicația se numește Clip Claps Cash for Lunch, ceva de genul ăsta. Bani pentru mâncare, pentru prânz sau cum se îi spune. Bă, mulți am văzut că ați vorbit despre ea, părea foarte interesantă, am văzut și chestii negative. Acum, login available, în fine, ceva păreri, like, e super fun, este un YouTuber care are un cod de așa, bla bla bla, nu mai știu, în fine. Da, o să vă dau și un cod de invitație, hai să vedem. Am intrat puțin pe ea, avem 0 câștigat, ce ne arată bănuții și vedeți, ne lasă, nu, de la 10 cenți, poți să-ți retragi banii pe PayPal. Invite your friends, and switch in balance. Da, poți să invit și prieteni, mai claps. Ne zice că cât avem noi acum, avem 2 bănuți echivalent la ce avem noi aici. Ca să-ți cumperi, ia să vedem. Confirm. Deci poți să schimbi toți bănuții ăștia care îi faci punctele. Mai avem, ne mai trebuie oricum. Deci 100 de mii pentru un dolar. Și dacă ei îți permite să retragi la suma asta, e mișto. Adică e super ok. Clips. Aha, ți arată aici diverse chestii. Bun, să încercăm să câștigăm și noi. Play. E un joculeț. Deci te joci și câștigi bani. Hai să vedem, Clip Claps. Jocul pare simpatic așa, are niște funcții interesante, practic trebuie să dai aici one times. Confirm. Un dolar. Ok. E suficient. Ok, nu mai avem fonduri. Ok. Bun. Acum, dacă tot avem un dolar, văd că nu trebuie să mai minim. Hai să facem treaba asta, dăm PayPal. Ne cere adresa de la așa, pro, client, Macau, arun, nu știu dacă îi bagă instant, dar o să vedem împreună treaba asta, .com, deci pro, client, Macau, stai așa, edit, am pus 2 arunt, ok, trebuie să fii sigur că este în regulă, confirmă, Pading. Nu știu cât va dura tranzacția asta, dar dacă merge e grozavă. Bine, îți dă voi o singură dată să scoți sume așa de mici. Deci văd că nu mai îmi arată funcția aia. Dar nu știu ce că e în pending. Nu știu, o să încercăm să intrăm pe PayPal. Ok. Hai să vedem. Să vedem. Bine, momentan nu am nicio tranzacție de genul ăsta, dar când o să o primesc, o să vă arăt și vouă. Deci în următoarele clipuri o să vedem. Dar doar luând în calcul așa, dacă chestia asta merge, e genial. Exchange, poți să schimbi și alea. Îți zice că te-ți dă. Bine. Acum, sunt curios cât durează toată tranzacția asta. Până ți-o dă. Da. Deci e oportunitate, face 10 cenți în stand, măcar face și ceva, adică dacă chiar n-ar, dacă ar intra bănuția, uite 10 cenți, special discount. A, 1000 de puncte, ok. Văd că avem și aici o roată, chestie interesantă. Avem un spin gratis. Ok, dar bănuiesc că 30 de cenți, perfect. Mai putem peste 24 de ore să mai facem treaba asta. Mai avem unde asta. Dacă inviți un prieten, bineînțeles, să vedem unde e codul de invitație, că îl las. Că știu că o să aveți nevoie. Vă dă niște pe... cod QR. Ok. Hai să vedem, că vedeți, mai avem aici alte jocuri. Nu, astea nu le putem accesa. Video. Deci avem 200 de puncte. Ok. Nu știu cum funcționează. Uite aici jos, dacă vedeți voi, se încarcă ceva. Și practic, abia după aia, puteți colecta acele premii. Hai să așteptăm. Băi, grozav, dacă ar merge și plătește, e genială. 12 secunde, 9. Și cred că mai în față poți colecta și marele premiu. Deci dăm like. Deci cam asta e sistemul.
Ok, am colectat ceva. Acum ne putem duce normal pe ăla. Sau așteptăm pe încă 20 de secunde și ne mai dă și alte premii. Bine, poți să dai like la astea dacă vrei, că nu se întâmplă nimic. Și văd că bine, la rewards ne s-a deschis o chestie. Îți curios dacă putem să o facem după aia. Bineînțeles, trebuie să faci jocul respectiv și după aia practic poți să te întorci înapoi. Ia să vedem câteva secunde. Și vedeți, după 1 minut să mai dă altele. Deci vedeți că avem niște chestii. Un cufăr de ăsta care trebuie să-l deschidem. 300 de puncte, perfect. 50. Alți puncte. Alte puncte. Sau Amazon. Ok. Bă, sincer, o legă asta. 300 de puncte. Și avem 600 și ceva acum. Și dacă vrem, putem merge aici. Dăm mai ca așa. Și le convertim. Bine. Văd că nu-ți mai dă voie de la exchange. 600 și ceva. Nu-ți dă voie. Trebuie să ai minim 1000. Și vedem că mai avem un cufăr aici de deschis. 300. Deci ăla a fost în valoare de 300. Ne trebuie puțin și pe aia putem converti aceste puncte. Vedeți că am făcut 1000. Sau poți cumpăra cu 4000 de puncte de astea câștigate. Poți cumpăra 10 silver chest-uri de astea. Asta bineînțeles îl obținem așa. Spin. Văd că am obținut încă ceva spinuri, parcă. Clips, bla bla bla. Trebuie să vă lăs un link de referral, cred. O să încerc să-l lăsăm. Vedem unde. Asta cu dolarul. Aici are rewards dolari. Haideți să mai facem unul dacă tot stăm aici. Și îți dă fix după 1 minut, îți dă premiu. Acum, practic, poți să te uiți la ce vrei tu. Neapărat, stai pe unul. Și tu poți să continui să faci alți puncte, doar te uitându-te la niște mici reclame. Eu zic că e grozav. Da, sunt curios cu plata asta, să vedem ce se întâmplă cu istoric. Pading. Bănuiesc că durează, că și pe boost break vă dați seama că dura puțin, nu intra totul instant. Că dacă intrăm aici, dăm un refresh, nu nimic. O să vedem mâine, deci o să fac un clip și o să vedem treaba asta. Da. Bă, că aici tot se încarcă, n-are sens să stăm să mai lungim, deja avem 7 minute, avem mult cât vreau eu să fac clipul. Vă lăs într-un comentariu acel link și cam atât. Oameni buni, ne vedem data viitoare, ce să vă zic, spor la făcut bani și spuneți și voi opinia voastră despre această aplicație. Dacă ați primit banii, cei minimul care l-aveți de primit. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!